Of, nu vreau să mă trezesc. Ador să mă trezesc de dimineață, e genial. Oh, mic dejun în pat, e plăcerea mea. Bleac, scârbos, clar nu trebuia să beau așa ceva. Să vedem, care are mai puține găuri? Trebuie să mă asigur că iau tot ce-mi trebuie. Adică banii mei, cred că mi-ajung azi. 401, 2, 3, 4, 5. Trebuia să fi învățat mai mult aseară. Ce naiba? Nu pot să cred că ai intrat așa în mine. Da, știu că am un bilet VIP, dar efectiv nu am cu ce să mă îmbrac. Serios, viața mea e atât de dificilă acum. Nimeni nu mă înțelege. Stai să văd ce am aici. Ce culoare e asta? Un măsliniu? Bleah, nu! Argintiu? Se purta săptămâna trecută. Oribil! Nu am nimic de îmbrăcat! E o zi cumplită! Adică nu am nici măcar accesorii! Uite-te la pantofii ăștia! Groaznici! Nu! Trebuie să fac ceva și cred că am o idee! Au, se pare că mă sună cineva! Alo? Paris, am nevoie de ajutorul tău! Nu am cu ce să mă îmbrac! Trebuie neapărat să mă ajuți! Sunt la capătul puterilor! Da, te voi ajuta! Slavă Domnului! Ok! Oh, de ce durează atât? E doar Paris! Hey! Ah, văd că ai ajuns în sfârșit! Să trecem la treabă atunci! Am pierdut deja destul timp! Îmi trebuie ceva personalizat pentru petrecerea asta chiar acum! Nu pot să-mi iei mai repede măsurile? Vreau să mă asigur că le iau cum trebuie! N-are rost să facem ceva pe comandă fără să fie bun! Gata, am terminat! Revin imediat! Sper să nu durez o veșnicie! Vai de mine! O ador! E o rochie de mireasă chic! E un trend pe care plănuiam să-l lansez! Uite-ți plata! În sfârșit am ajuns la petrecere! De ce nu e nimeni atent la mine încă? Ce naiba? În ce e îmbrăcată? Într-o pungă de hârtie? Cine se crede? Mă face de râs! Date de aici! Trebuie să vedem rochia asta! Am făcut-o singură! Ok, elevi, e timpul să dăm testul de azi! Oh, v-am învățat și tu nu înțeleg chestiile astea! E floare la ureche! Ador tipul ăsta de ecuații! Să trecem la întrebările cu mai multe variante de răspuns! Sigur, iau nota 10! Ce naiba? Cum te răspunde atât de rapid la întrebări? Poate mă ajută ea! Hei! Hei tu! Oare cum o cheamă? Stacy! Te rog, Stacy! Ce e? Te rog, ajută-mă la testul ăsta! Sunt confuză! Te rog! Nu! Ce? Nu? Glumești? Ce e atât de rea? Dar am o altă idee care poate fi pusă în practică. E timpul să-mi scot banii. Pot să o plătesc ca să mă ajute. Cred că ăștia ajung. Stacy, bani! Știu că-ți plac banii. No. Of, bine, dacă n-au fost destui, ce zici de toți ăștia? Tot teancul e pentru tine. Dacă mă ajuți. Huh? Tot teancul? O, doamne, ce de bani! Super mulți bani! Aș putea să fac multe chestii grozave cu banii ăia! Bună! Da! Sunt bogat acum, în caz că nu știai! Aș putea fi eu aia care aruncă bani peste tot! Poftiți, domnule! Cred că ajung ca să-mi dați un 10! Uf! Nici gând! Nu vreau să fiu genul ăsta de persoană! N-am nevoie de banii tăi, Mickey! Care mai e rostul banilor dacă nu mă ajută să iau notă de trecere? Stai puțin! Ea copiază! Are o copiuță! What? Trebuie să pot face ceva! Unde mi-e ghiozdanul? Bun! Știu că banii n-au funcționat! Atunci și lingoul ăsta de aur e exclus! Of! De ce mi-am luat cu mine atâtea telefoane la școală? Haide, măi! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Da! În sfârșit! Știam că mi-am pus setul de VR aici! Căștile sunt pornite! Să ne asigurăm că funcționează!
O, doamne! Pare atât de real! Dar nu, profesorul stă încă la catedră. Dar în realitatea virtuală îmi dă răspunsurile la test. E timpul să iau un 10 la testul ăsta de mate. Ce naiba? De unde și-a luat ochelarii ăia? Și ce face? Nu știe că trebuie să dăm un test? Oare dă testul în realitatea virtuală? Cum poate fi mai bine decât în viața reală? Stai, scrie răspunsurile acum! Nu se uită la mine, deci poate că o să mă servesc. Nu, Stacy, potolește-te! Ha, ce memă isteață am inventat! Dar acum mi-ar prinde bine un suc! Ha? Nu se poate! Capacul unei sticle de plastic! Nu pot să cred ce norocoasă sunt! Și încă miroase suc! O să-l adaug la colecția mea alături de celelalte! Vai de mine, vine! Wow! Uite ce păr are! Ce bărbie! Ce geacă! Vine în direcția asta! Un pariu că o să-l pot mirosi! Stai puțin! Ce naiba? Chiar vorbește cu ea? Ce se întâmplă aici? Cum de e posibil așa ceva? Hei, uite-te la mine! Sunt chiar aici! Alo, e cineva atent la mine? Oh, cum de nu-și dau seama că sunt aici? Urăsc asta! Nu e corect! Ceva reușește mereu să atragă atenția oamenilor! Bani, o să-mi fac vânt aici! Serios? S-a uitat la bani și apoi și-a întors privirea! Ah, da, colecția mea! Uite noua mea achiziție! Wow, da, chiar miroase în casuc! Îi plac chestiile care miros bine, nu? Pot să intru și eu în jocul ăsta? Un pic din parfumul meu preferat de 5.000 de lei trebuie să meargă! Așa, cred că ajunge! Am plecat la plimbare! Blah, simți mirosul ăla? Da, e groaznic! Groaznic? Dar a fost atât de scump! De ce nu merg trucurile mele? Ce are ea și eu nu am? Are ghiozdanul deschis! Îi place sucul așa mult? Poate că ar trebui să-i dau puțin! Cea mai tare idee! O să se învețe minte! Așa, gata! Acum așteptăm! Hei! Oh, nu! Se pare că-ți curge ceva din ghiozdan! Ai ceva acolo care s-ar fi putut vărsa? Nu, n-am nimic de genul ăsta acolo! Ignorați-mă! Eu doar mă gândeam la o memă! Serios? Pentru că parcă am suspect acum! Sigur ai făcut ceva, nu-i așa? Recunoaște! I-am turnat sucul în ghiozdan! Hei! Nu plecați! Sau măcar nu plecați fără mine! Nu e corect! De ce nu mă place nimeni? Băi, eu te plac! Bine, n-am nimic de pierdut! Ești adevărată? Se pare că am primit un mesaj! Stai puțin! Petrecerea! O, doamne! Am uitat total de ea! Da! Sunt tare entuziasmată! Aoleu! Nu pot să merg la petrecere îmbrăcat așa! E ok, pot să port pulăvărul ăsta! Of! Nu! Nici asta nu merge! La naiba! Trebuie să fie ceva! Stai să mă uit în șifonier! Dacă e ceva ok de purtat, sigur e aici! Da! Clar e perfect pulăvărul ăsta! Ha? Ce naiba? S-o fi agățat în ceva! Bleah! O molie! Evident că nu-i las bluza asta! Am zis să-mi o dai înapoi, gânganie pupoasă! Nu poți o iei! Tu nici nu porți haine! Ești o insectă! Nu pot să cred că m-am vins o insectă! Hei! Nici să nu te gândești! M-ai auzit? Ține-ți dinții departe de bluza aia! Centează! Trebuie să fac ceva! Papucul! Normal! Da, perfectă! Oh, nu! Cred că am enervat-o și mai tare! Pleacă de aici! Ești plină de praf! Oh, doamne! Trebuie să fac ceva! N-am nicio idee! Trebuie să mă învârt de aici! Stai! Oprește-te! N-ai vrea mai bine pulăvărul ăsta frumos mirositor?
Nu? La naiba! Planul meu de diversiune nu a funcționat! Ce? Ah, slavă Domnului! Nu mă mai urmărește! Dar tot are puloverul meu! Of! Și acum mi-a acaparat tot șifonierul! Hm? Ce sunt astea? Hei, stai puțin! Cred că am o idee grozavă! Da! Îmi trebuie hârtia asta și o foarfecă! Am revenit pe drumul cel bun! Ok, trebuie să mă apuc! Petrecerea asta nu o să mă aștepte! Încep să tai hârtia așa! O tai drept! Vreau să arăt cool! Nu ciudat! Mai fac câteva tăieturi și sunt gata! Adio, foarfecă! Acum trebuie să asamblez hârtia asta! O îndoi puțin! Plierea funcționează mereu! Ok, cred că am terminat! Acum trebuie să o probez! Da! A ieșit exact așa cum mi-am imaginat! Nu-mi trebuie un pulover mâncat de Molly când pot purta o rochie uimitoare! Pa! Cred că ajunge! Neața, mamă! Hei! Poți să mă ajuți cu părul? Stai liniștită, sunt o coafeză excelentă! Ura! Mersi, mamă! Furculița asta pentru salată e ca un pieptăn! Mă gândeam să facem ceva diferit! Poate codițe? Oh, ce idee grozavă! Nu te mișca, nu vrem să chelești! Mamă? Aspiratorul îmi ușurează treaba! Ce zici? Wow, îmi place la nebunie, mamă! Ești cea mai tare! Aș face orice pentru fetița mea! O zi minunată! Poate că ar fi trebuit să lucrez într-un salon! Și am zis, tati, cumpără iahtul! Pantofi mișto, față dreapta! Și culoarea aia! Uite! Chiar sunt frumoși! Sunt spectaculoși! Trebuie să iau! Domnișoară? Credeam că nu mai ajunge aici! Wow! Chiar sunt incredibili! Și mă fac să par atât de elegantă! Da! Aș vrea și eu să am pantofi drăguți! Pe ăștia i-am de 2 ani! Dar nu-mi permit niște pantofi cu toc noi! Ia uite ce husă de telefon! Alea sunt niște cristale mici! Trebuie să am una! Gata! E incredibil! Oh! Ai mai văzut ceva atât de frumos? E și în culoarea mea preferată! O fată poate doar să viseze, cred. Să viseze? Asta e realitatea mea! Ta-da! Atât de mătăsoasă! Sunt epuizată! Wow! Ne vedem mai târziu! Of! Ia uite ce ghiozdan adorabil! E atât de drăguț! Și clar aș avea nevoie de o schimbare! Am vreun ban? E cineva acasă? E penibil! Sunt falită! Eh, ar trebui să plec la școală! Mi-am luat cărțile, ghiozdanul... Ha? Cum s-a întâmplat asta? Da, nu pot folosi chestia asta! Bună, mamă! Poate merge să folosesc pungaia! Cred că s-ar putea să meargă! Mamă, pot să folosesc pungaia? Pe asta? Sigur! Mersi! Am nevoie de ea! Ce se întâmplă? Ok, o să meargă pe post de ghiozdan! Sper să țină toate cărțile astea! Ok, e timpul să plec! Pa, mamă! Ceva nu pare în regulă! Ha, șiretul meu! Ar trebui să-l leg! Nu vreau să pățesc vreun accident nasol! Hei, ia uite ce gunoi frumos! Am făcut rost de o pungă elegantă! Gata, acum pot să plec la școală! Unde-i sacoșa mea? Era chiar acolo! Cred... Nu se poate! Hei, vin înapoi! La mulți ani mie! La mulți ani, scumpo! Mersi, tată! E atât de palpitant! Sper să-ți placă! Wow! Glumești? O acadea doar pentru mine? Abia aștept să o gust! Mersi, tată! O ador! Am căutat-o peste tot! Trebuia să fie acadeaua potrivită! E aroma mea preferată! Cum te-ai știut? Sunny! Nu! Ai grijă! Nu! Fă ceva! Te rog! Am prins-o! Stai așa! Am o idee, dar am nevoie de câteva baloane! Hai să o facem!
O să leg ațele baloanelor de bețișorul acadelei. Ar trebui să fie în siguranță. Wow, sunt un geniu! Și am dat drumul! Wow, ia uite! Mersi, tată! Îmi fac doar datoria! Nu cade dacă îi dau drumul! Plutește! Tată, hai să mergem la plimbare! E cea mai tare zi de naștere! Ia uite! Ce faci? O să se întoarcă, nu-i așa? Pa, cadea-o! Pa, călătorie plăcută! Vreau o nouă rutină de înfrumusețare. Voiam să testez masca aia de față de o grămadă de timp. Merită să încerc. Oh, asta pare interesantă. Tenul meu o să arate grozav. Oh, ce bine se simte. Îmi mai trebuie un strop. Arată bine. Am castravetele ăsta din salata mamei. Acum trebuie doar să aștept. Cred că ajunge. Simt că-mi strălucește pielea. Unghiile mele ar putea să arate mai bine. Au nevoie de un pic de culoare. Ah, cred că aia merge. Mamei nu o să-i lipsească vopseaua asta. Cine are nevoie de ojă? Să începem. Oh, nuanța asta e superbă. E uimitor cât de bine te pot face să te simți niște unghii colorate. Le ador. Sunt super mândră de ele. Ah, a trecut ceva timp de când m-am ras pe picioare. Ar trebui să mă apuc de pensat. Doare nițel? Auci! Auci! Iu, a durat ceva. Data viitoare mă epilez cu ceară. Ce somn grozav! Oh, deja a sosit ziua mea de răsfăț? Alo? Da, vreau o zi de spa. Merit niște timp doar pentru mine. Doamnă? Pe asta! Excelentă alegere! Relaxați-vă, ne ocupăm noi de tot! Ah, perfect! Ah, mi-aș dori și eu o zi de spa! O să aplic măștile de ochi acum! Arăt grozav! Manicura asta vi se potrivește! Grr! Auci, auci, ai grijă! A fost un accident! Serios? Eu? A fost un accident! Oricum, urăsc slujba asta! Sunt cu ochii pe tine! Grozav, nu-i nicio presiune! O să aplic niște benzi depilatoare. E posibil să fie cam incomod. Sunteți pregătită? Nu! Gata! Ce ușor a fost! Picioarele mele sunt atât de fine! Iar eu îmi păstrez slujba! Îi meriți! Wow, câtă generozitate! Mersi, ne vedem luna viitoare! E dificil să fii bogată? Ai grijă să-l faci strălucitor! Cum e, mami? Bravo, micuță! Și frumoasa prințesă a înfruntat reducerile din magazine! Wow, ce curajoasă e! Și a luat rochia mult visată! Oh, e ora cinei! Să vedem ce primim! Mi-e tare foame! Hei, unde-i mâncarea mea? Da, hrăniște-ne! Poftim, sper că-ți plac dulciurile! Stai, doar atât? Un cup de zahăr? Nu o să te mint, e cam dezamăgitor! Glumești? Mami, vreau să vorbesc cu managerul! Nu pot să fac nimic! Nu mănânc așa ceva, mami! Hei, trebuie să ne dai altceva! Te voi răsplăti! Rezolvă problema! Ok! Unde-i mâncarea noastră? Uită-te la gratii! Stai! Alea sunt geleuri? Așa da! Un deliciu! Mersi, e perfect! Să nu spui nimănui! De ce durează atât? Mănâncă gratiile! Ai nebunit? Wow, e super! Poate că închisoarea nu e așa de rea? Și Cica nu merită să faci infracțiuni? Ah, vine cina! Abia așteptam momentul ăsta! E supă? Sunt paste? Sunt tăiței, nu-i așa? Nu. Poftă bună! E o farsă? Ok, e mai bine decât nimic. Nu mă așteptam la asta. Vrei să le împărțim? Nu, nu vreau așa ceva. Vreau geleuri. Despre ce vorbești?
Nu se poate! Sunt delicioase! V-ar plăcea! Dar... Stai liniștită! Mami are un plan! O să pregătesc ceva gustos! Am nevoie de o lumânare! O să țin lingura deasupra flăcării și aștept să se topească zahărul! Nu vreau să se ardă! Vreau să iasă un maro caramelizat! Ce bine miroase! Acum o să bag în el o țepușă din lemn! Aștept să se întărească! Și-am obținut o acadea! E bomboană de închisoare și arată grozav! Hai, degust-o! Wow! Mersi, mami! E exact ce-mi doream! Sper să-ți placă! O ador, mami! A fost cel mai bun vis! Mersi că mi-ai ținut de cald, pătuțule! În echilibru total! Inspira adânc și menține! Douăzeci și nouă și 30! Iu! Sportul e mai bun ca o cafea? Părul meu arată decent! Trebuie să-l asortez cu niște dinți strălucitori! Scârbos! Părul meu e pe chestia asta! Blech! Mai am alta? Perfect! Hei! Haide, mai e ceva acolo? Uite, am spus puțină! Super! Am ceva de mâncat la micul dejun? Oh! Mi-era atât de sete! Mai e? Asta nu-i normal așa-i, dar hei, ce pot face? E dimineață iar! Salutare, lume! Oh, gâtul meu! Nu e cel mai bun început! Chiar a fost frig noaptea trecută? Cu câte pături am dormit? Serios? În sfârșit, a durat o veșnicie! Atât de pufoși! Cred că o să mă pregătesc! Aș avea nevoie de o tunsoare! O să o programez! Azi pare să fie o zi aurie! Sau poate... Nu! Alegerile astea sunt atât de dificile! Perfect! Periuța mea de dinți magică! Uite ce frumusețe! Doar ce e mai bun pentru dinții mei impecabil de albi! Strălucire pentru strălucire! Mai multă pastă de dinți, te rog! Cred că o prefer pe cea albastră! Ok, e mult mai bine acum! Și ce pun pe deasupra? Hai să fie un pic din cea cu scorțișoară! E perfect pentru mine! Ah, aparatul ăla de cafea mă strigă! Hai să umplem! Mai bine decât într-o cafenea și fără coze enervante! Bună dimineața mie! Slavă Domnului că a venit în sfârșit prânzul! Sper să fie ceva proaspăt! Hei! Hei! Ok, suntem gata! Pare alunecoase! N-ați mai văzut un astfel de preparat până acum? E super la modă în Japonia! Dacă zici tu... Karakatița e cea mai tare! Delicioasă! Nu mă otrăvi, te rog! Ce savoare! Cum să țin chestiile astea? Clar o să fie un prânz de neuitat! Am visat la prânzul ăsta toată dimineața și, frate, chiar că mi-am luat la mine ceva bun! Brioșe, desigur! Și au aroma mea preferată! Alea sunt brioșe? Aș face orice pentru una! Pot? Vrei una? Sigur! Slavă Domnului! Trebuie să scap de gustul de tentacule din gura mea! Hei, ia uite! Poftim? Vreau și eu una! Pot să iau și eu una? Hei, unde sunt prietenii mei? Ashley? Dar ea e un nimeni! Știam eu că ar fi trebuit să-mi aduc un sandwich! Da! Justin? E singur! Mi-a mai rămas o brioșă!
Aha, păi, cred că o să iau. Vino aici. E mult mai bună ca peștele crud. Și apoi am zis, scuze, ai spus un alt ponei? Hei, uite, o petrecere! E azi la școală, da! Prințesele sunt făcute pentru petreceri. Totuși nu merge rochia asta. Îmi trebuie ceva mai bun, ca asta. Da, asta e o ținută de petrecere pentru o prințesă. Wow, e frumoasă! Cred că ar trebui să mă schimb și eu. Credeam că am făcut mișcarea fix ca ea. Probabil că n-o fac cum trebuie. Unde se duce doza aia? Pe jos, cred. Ar trebui să o ridic. Stai puțin. Cred că pot folosi chestia asta. Da, rochia asta nouă a ieșit exact cum mi-am imaginat. Ador cum se mișcă. Ce mai faci? Oh, Doamne! Wow, ce rochie nouă interesantă ai! Ah, mersi, mi-am făcut-o singură! Și cum ți se pare petrecerea asta? Ah, liceul! Cunoscut și ca o mare competiție de popularitate! Exact! A început petrecerea, prieteni! Wow! Justin e pe val! Poftim? Pupăriu că pot să fiu și eu la fel de cool! Da! Hei, familie! Asta fac tiktokerii? Nu te uita fix la ea! Boom! Prea mult? Nu o să fiu niciodată un copil popular! Ah, mersi! Ce cadou drăguț! Uf, ce-i ăsta? Ah, credeam... Poftim, ia-l tu! Acum pleacă! Nu te mai vreau prin preajmă! Mergi în continuare! Poți păstra tortul ăla? Ah, ok, mersi! Wow, tortul ăsta e plin de bani! Nu se termină! Nu pot să cred! Ce? Vreau eu toți banii ăia! Sunt bogată! E fantastic! A plecat! Mai e un alt tort? Hai mă, trebuie să fie bani pe aici pe undeva! Nimic! Și acum am și tort pe mâini! Of! Scaunul a fost eliminat! A sosit scaunul comod! Dar biroul trebuie curățat! Fără microbi și decorat afirmativ! Opa! Ce sunt astea? Bună! E liber scaunul ăsta? Hei! Deci da? Nu prea ești prietenosă? Ui! E super! Piele adevărată! Zona biroului a fost compromisă! Doamnă, vă rog să părăsiți zona de ședere! Ok, ok, doamne! V-ați uitat cărțile! Ok! Aici ar trebui să stau? Stau și eu unde pot, se pare! Bleah! Stai pe loc! Ești Justin? Scanarea feței! Frate, mă cunoști! Așa da! Ah, e perfect! Băutura mea e pregătită? Pai? Perfect! Așa se participă la ore? Școala nu e chiar așa de nasoală, corect, Ashley? Bun, sunt pregătită de școală! Ăsta e caietul potrivit! Bună, ești gata de ore? Lucrurile mele, te rog! Da, astea sunt toate materiile mele! Pleacă, te rog! Am terminat cu tine momentan! Ceva nu e în regulă! A,
da, normal, asta e ora de mate. Ăsta e laptopul care-mi trebuie. Ce? Baterie scăzută? Ha, caietele și pixurile nu au nevoie de baterii. Da. La naiba, are dreptate. Ce mă fac? Uite, poftim, ia o bucată din foaia mea. Ah, păi, mersi. Ia și un creion. Ce ai face cu un set VR dacă ai avea unul? Răspunde-ne în comentarii. Și nu uita să-i dai un like clipului, să-l trimiți prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave. Încă puțin. Piu, am reușit. Hei, ce faci acolo? Ce e chestia aia? Un computer. Nu am laptop. Car asta după tine în fiecare zi? Da, așa fac și sport. Stai, am pățit ceva. Hai odată, revino-ți. Cred că ceva blochează tastatura. Stai puțin. Ah, sunt resturile cinei de aseară. Vai de mine, ce grețos. Super, o gustare gratuită. O să strâng firimiturile. Apoi o să le dau formă de fursec. Asta e ziua mea norocoasă. Arată grozav și miroase extraordinar. Da, arată bine. Oare mai găsesc ceva pe aici? Nu pot afla decât într-un singur mod. Astea nu-s comestibile. Căh, gândaci, ăștia de unde au apărut? Ha, ce dezgustător! Ajutor! Julie, ce cauți aici? Care-i faza? Am fost blocată într-o zile întregi. Dispar de aici. Ce drăguță e! Pa! Nu sunt impresionată, Miles. Stai să vezi ce tastatură am eu. O să fii uimit. Așa, o să apăs pe ăsta și o să apară un suport. Acum o să-mi așez telefonul pe el. O să pornesc și proiectează o tastatură pe birou. Pare desprinsă dintr-un film SF. Și îmi folosesc telefonul pe post de ecran. Îmi place tehnologia și ador gadgeturile scumpe. Da, da, eu sunt mulțumit cu tastatura mea veche. Nu mă dezamăgește niciodată. A, serios? Iar face așa? Devine enervant. Ia de aici. A, cred că am lovit-o prea tare. Ce ai făcut? Acum ce mă fac? Oh, wow, ce tastatură are Claire. Ce interesant arată, e super norocoasă. Mi-a venit o idee. Sigur o să funcționeze. O să încep prin a adăuga super glue pe fiecare tastă. E suficient. Apoi o să le lipesc de birou. Și o să fac la fel cu restul de taste. Arată bine. Perfect. Ia să o testez. Wow, e genială. Ce faci acolo? Ce ciudat e. Mai bine plec. E clar geloasă. O să plec și eu. Dar trebuie să-mi strâng lucrurile. Trebuia să evaluez mai bine situația. Nu o să-mi încapă niciodată în rucsac. Hai mai repede, nu vreau să întârzi. Rucsacul meu? Poftim, domnișoară. Ia să vedem ce am în el. Un dinozaur? Nu. Atenție! Asta ce e mai exact? Girafa mi s-a părut drăguță. Ah, un avocado. Nu-mi place să mănânc avocado. Pas. Era să mă loviți. Vă rog, domnișoară, mustața mea. Nu-mi pasă. Stai, îmi place aurul. Așa mai vii de acasă. Ce bine că nu l-a aruncat spre mine. Serios? Fac și sport cu ocazia asta. Ah, vreau doar să iau cu mine la școală niște jucării frumoase. Chiar trebuie să fac totul singură? O să fac shopping online. Stai, asta e, jucăria perfectă. O vreau, imediat. Puteți conta pe mine, domnișoară. O să fie genială. L-am cumpărat, domnișoară, cum vi se pare? E o glumă, nu? E foarte micuț. Mă întorc imediat. Ăsta cum e? E mai bine, dar caută ceva mai mare. Du-te! Gata, domnișoară. Uitați ce drăguț e. Ce-i ăla? Arată oribil. Măi dezamăgit.
Și eu am sentimente, domnișoară. Te-ai întors deja? Wow, sunt adorabil. Așa e, îmi plac la nebunie. Ce ușurare. Poate nu o să te mai concediez. Majordom, vreau cel mai mare Pikachu. Să nu mă dezamăgești. Cel mai mare? Te descurci, nu? Sigur, domnișoară. De ce nu se mai întoarce? Voilà! E un balon! Nu-i adevărat! Ce... ce s-a întâmplat? Jelly! Pikachu! Ești aici! Iuhu! Hai să dansăm! Dansezi bine, Jelly! Ce zi genială! Îmi place emisiunea asta! Stai puțin! Ce tare! Tata! Tata! Uite! Pare scumpă! Poate ar trebui să schimbăm postul! Dăm telecomanda! Dă-o! Așa, hai să vedem ce mai e la televizor! Mult mai bine! Stai! Serios? Cum e posibil? Rău și eu unul, tata! Te rog, te rog, te rog frumos! N-ai de gând să taci, nu? Ok, hai să vedem câți bani am! Serios? Wow! Crezi că pot plăti cu piese Lego? Asta-i tot? Asta-i tot ce ai? În buzunarul ăsta! O să-l verific și pe celălalt! Ce să ia? Muci? Niciodată nu știi când vrei o gustare! Stai, ce-i ăsta? Asta căutam! Bucata mea de scoci! O să te impresionez! Cât de curând! Tata, ești bine? Totul e sub control, fiule! E super lipicios! Ok, știu! Sper că-ți place magia! O să transform bucata asta de scoci în ceva special! O să încep cu un marker galben! O să colorez scociul cu el! Ce relaxant e! Și nu e la fel de scump ca în comerț! Mai am de colorat un colț! Arată bine, dar n-am terminat încă! O să întorc scociul invers! Acum am nevoie de un pai de băut! O să-l lipesc la baza scociului! Apoi o să-l pliez peste el! Vreau să-l lipesc bine de pai! Și vreau să lipesc marginile! Nu vreau să existe goluri! O să-l umplu cu aer! Wow, ce balon genial! Cred că e suficient! O să-l pun deoparte! Am mai colorat două bucăți de scoci, dar trebuie să le dau o formă! Fix așa! O să le lipesc de balon! Apoi o să desenez o față pe balon! O să încep cu ochii! Nu trebuie să apăs prea tare! Nu vreau să-l sparg! Acum o să-i fac un zâmbet larg! Cu un marker roșu o să desenez limba și obrajii îmbujorați! O să fie super simpatic! O să colorez și urechile și o să conturez limba și obrajii! Arată mai bine așa! Markerul ăsta corector e perfect pentru albul ochilor! Cred că am terminat! Leo va fi uimit! Și uite ce moale e! Genial! Hei, puiule! Am ceva pentru tine! Mi-ai luat un animăluț? Sigur, dar o să te coste? Poftim! Era prea frumos ca să fie adevărat! Nu ești așa de treabă de obicei! Sigur am niște bani pe aici, pe undeva! Uite-i! Sper să ajungă! Ce zici, tata? Poate-n palma? Mulțumesc că îmi ești client! A meritat! Hai să ne jucăm, Pikachu! Sunt super fericit! Ești prietenul meu cel mai bun! Pikachu? Nu! Pikachu! Ce-am făcut? Tata? Ups, nu vorbesc o românește! E timpul pentru concurs! Sigur o să câștigăm! Hai să mergem! Ce umilitor! Hei! Mă aștept să câștig! Asta noi decidem! Arată-ne ce poți, dragă! Uite-l! Nu văd nimic! Ce dezamăgitor! Hei! Vino încoace! Chiar trebuie! Deci, ce se întâmplă? Hai mai repede, dacă nu vrei să te părăsi tatei! Stați puțin! Hei! Trebuie să-mi caut un alt loc de muncă! Îmi cer scuze, asta e! Oh, ce drăguț! Îmi place ce văd! Rotește-te! Chiar trebuie! Rotește-te! Uitați! Are totul la îndemână și e extrem de spațios! Wow! Vreau să văd și alte detalii! Sigur că da! Are un compartiment cu fermoar ușor accesibil. Ce e mai exact? Am încap perfect cărțile în el. Intră la fix. Bravo! E perfect! Poate căra foarte multe lucruri. Oprește-te, te rog! Vedeți? Cred că am văzut suficient. Oprește-te, te rog! Știu ce fac aici. Gata! Să nu uit de pixuri. Domnișoară! Nu
nu e bine deloc. E extrem de practic. Ok, ridică-te, arată-le ce poți. O, da, dansează. Stop, ochii mei. Îmi place, vreau și eu unul. Vi-l dau cu un prumut pe-l meu. Ce se aude? Ah! Ce rușine. N-o să uit niciodată imaginea asta. Ce lingerie intimă, drăguță. Cred că am văzut destule. E timpul să votăm. Bravo! E cel mai frumos ghiozdan de până acum. Vorbești serios? Oh, serios? Da, de ce? Mie mi-a plăcut. Bine, poți coborâ de pe scenă. Gata, poți pleca. Nu e corect. E numai vina ta. Hai să mergem. Sună-mă. Bun, cine urmează? Oh, e rândul meu. Ia să vedem. Bună ziua, eu sunt Miles. Unde-ți-e rucsacul? Corect, stați așa. Voilà, cum vi se pare? Stați puțin, e doar o cutie. Pentru asta m-a alungat majordomul? Stați puțin, e aproape gata. Încă puțin. Iu, ce greu e. Este incredibil. Ok, sunt gata, uitați. Wow. Trebuie doar să-l colorez puțin. O să arate super în nuanța asta de albastru. Încă puțin. Sper să le placă. Am terminat cu asta. Gata. Arată bine, nu-i așa? Wow, e extraordinar. Vorbesc serios. Ce frumos e. Tinere, ești un artist. Oh, da, m-am emoționat. Ok, ok, hai să votăm. O să fie o decizie ușoară. Ai câștigat! Felicitări! Poftim? Serios? Wow! Stai! Azi dăm test, dar n-am învățat nimic. Nu e bine deloc. Ok, puteți începe și să nu copiați. Ce rost are! Oricum n-o să iau notă de trecere. Trebuie să pot face ceva. Mai ales ce face. Nu e bine deloc. Stai, am o idee. O să folosesc riglele astea ca să iau notă de trecere. O să le întorc invers. Apoi o să-mi lipesc notițele deasupra. O să-mi așez notițele cu fața în jos. Și o să adaug deasupra scotch dublu adeziv. Acum le pot lipi de rigle. Fix așa. O să pliez riglele și o să ascund notițele. Nimeni n-o să-și dea seama. Ar trebui să iau nota 10 la copiat. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Acum trebuie doar să copiez răspunsurile. Serios? Copiez? A, domnule profesor, hei! Mai îți copiază! Poftim? Ha? Termin imediat! Ups, comportă-te normal! Ce faci acolo, Miles? Copiez cumva? Ce-i aia? O riglă, de ce? Ok, te las să termin. Era să mă prindă. Trebuie să mă mișc rapid. Atunci, dacă mai îți copiază, pot și eu să copiez. O să-i fotografiez răspunsurile. Hei, oprește-te! Nu te mai mișca! Ce enervant ești! Ok, ia să vedem. Nu văd nimic, nu e bine. Există o singură soluție. Am nevoie de ajutorul tău. Acum trebuie să aștept. Asta-i momentul. Ce? Ce se întâmplă? Ha! Chiar a funcționat! Cred că uiți ceva. Mersi! Îmi place mult gadgetul ăsta. O să-i trimit răspunsurile și o să printeze totul. E super util. Acum am toate răspunsurile. Și sigur o să iau notă de trecere. Stai! Cum a făcut asta? Eu am doar două rigle. Nu mai contează. Imaginea printată are adeziv pe spate. O să-l deslipesc, apoi o să lipesc răspunsurile direct pe test. Nu trebuie să scriu nimic. E super ușor. Wow! Ce altceva pot printa? E extraordinar! Mă simt plină de viață! Ce faci acolo? Există o explicație. Îmi place să fac fotografii. Stai, ai o poză cu mine? M-am surprins din unghiul care vă avantajează. Apropo, am terminat testul. Dă-l încoace. Claire, pot să păstrez asta? Sigur o să-i placă mamei mele. Wow. Sigur, păstrați-o.
Arăt foarte bine în poză. Cu plăcere. Desenați un cerc perfect. Trebuie doar să-mi urmați instrucțiunile. Dintr-o mișcare fluidă. Cine vrea să încerce? Nimeni? Pare prea greu pentru mine. Claire, tu? Majordom? Da, domnișoară. Condu-mă la tablă. O să fie ușor. Pregătiți-vă să fiți uimiți. Acum puteți aplauda. L-ai împătrat cumva? Ce oribil! Ignorați haterii, domnișoară. L-am prins. Cum adică nu așa arată un cerc? V-am urmat instrucțiunile. Nu, așa se face. Dar asta am făcut și eu, vedeți? E adevărat, tu ai desenat un cerc perfect. Știu, sunt cea mai tare. Ce s-a întâmplat? Ok, a fost amuzant. A desenat un cerc bine. Ai dreptate? O, serios, nu vede nimeni asta? 10 plus, Claire, țină tot așa. Stați puțin, nu putem strica ținuta domnișoarei. Mulțumesc, majordom. A mers mai bine decât mă așteptam. Mulțumită ție. Acum poți pleca. O să mai exersez puțin. O să mai încerc o dată. Nu chiar. E mai greu decât pare. Ce mă fac? E mult prea greu. O să mă joc cu astea mai bine. E mult mai distractiv. E hipnotizant. Stai puțin. Pot să folosesc asta ca să desenez un cerc. Wow, ce tare! Domnișoară! Miles, nu mă întrerupe când îmi număr banii. Ok, cine urmează? Miles! Super, e timpul să arăt ce pot. Ok, agrafă de birou, nu mă dezamăgi. O să țin agrafa de birou cu un deget. Apoi o să o învârt cu un pix, vedeți? Foarte impresionant, Miles! Ce mic e! Stați puțin! Pune-l jos, Miles! Ce metodă genială! Miles, lasă markerul jos. Are numai cercuri în cap. Nu mă pot opri! Am de desenat prea multe cercuri! Cercuri! Eram sigură că o să se întâmple asta! Am nebunit! Nu! Nu faci asta! Ce m-aș face fără un majordom? Miles, oprește-te! Revino-ți! Uite ce ai făcut! Wow, n-am mai văzut niciodată așa ceva! Mă poate ajuta cineva, vă rog! Ok, lasă-mă pe mine să încep. Hei, nu am nimic pe farfurie. Ce provocare e asta? O să chem pe cineva să-mi aducă ceva atunci. Ia să vedem ce gust are. Of, nu, ia-l de aici. Nu pot mânca așa ceva. Am nevoie alimentare speciale. Wow, ce listă lungă. Hai, ridică și tu capacul. Ce-s astea? Ingrediente pentru ceva? Măcar am primit un ou. Și niște făină și niște zahăr. Ce e cu sulul ăsta de hârtie? O să-l desfac ca să-l citesc. Uite, are o poză cu o felie de tort. Wow, e Dita mai rețeta. Sunt ingrediente pentru un tort. Wow, ce de pași, e Dita mai rețeta. Nu se mai termină? Unde e finalul? Se pare că trebuie să mă apuc de gătit. O să încep prin a amesteca toate aceste ingrediente într-un bol. Ce de praf! Mă mănâncă nasul! Apoi se pare că trebuie să sparg oul. Așa, fix în bol. Apoi pun și laptele și pudra de cacao. Miroase a ciocolată! Apropo, o să pun și bucățile astea de ciocolată. Și acum trebuie să amestec totul. O să omogenizez totul până când obțin un amestec uniform. Bravo! Amestecă în continuare! Uite ce bine a ieșit! Bun, acum e timpul să-l gust. O să încep cu o felie mică. O să tai puțin de aici. Bun! Și acum o să gust doar primul strat de sus. Ce bun e! Hei, am o idee! Ce zici dacă te plătesc ca să-mi dai și mie o bucățică? Da, sigur, sună perfect! Hai să-ți tai o bucățică de aici! Poftim, o bucățică de tort special pentru tine! Stai, ce-i asta? Asta n-ajunge nici pe o măsea! Stai! Nu! Restricțiile mele alimentare! Repede, am nevoie de niște hârtie igienică! Nu ajunge! Mai vreau!
Când trebuie să mergi la baie, n-ai încotro, te duci. Hai să le ridicăm în același timp, ok? Oh, burgeri! Și ce bine arată! Stai! De ce sunt identici? Arată la fel! Nu trebuia ca unul să fie mai scump ca celălalt? Asta e! Se pare că am avut noroc de data asta! Ia să-l gust! Ce mult îmi plac burgerii! Wow! Ce bine arată! Aș putea să-l mănânc și eu pe al meu! Stai să mă uit mai bine la burgerul meu! Hei! Sub chifla are diamante și alte pietre prețioase! Oh, ce mult îmi place mâncarea scumpă! Mai ales când are pietre prețioase în ea! Stai! Nu-l mânca! O să-ți distrugă dinții! Te stresezi prea mult! N-o să pățesc nimic! Ia să vedem! E ora prânzului! Am avut dreptate! Ce bun e! Au! Dinții mei! Mă dor! Stai așa! Te ajut eu! Întinde-te aici, o să-ți salvezi dinții! Bun, stai liniștită! Știu ce fac, oarecum! Nu știu ce să zic! Ești sigură? Nu-i bai, stai liniștită! Am descoperit problema! Nu trebuie să te miști deloc! Wow, uite! Aveai un diamant uriaș între dinți! Ce bine că ți l-am scos, nu-i așa? Am găsit și o cheie de la un Mercedes! Nu cred! Aveai și un trofeu în gură? Nu înțeleg, tu nu te speli pe dinți niciodată? Vai de mine! Ia uite! Un inel cu un diamant uriaș! Are o groază de carate! Ce frumos e! Da, mă căsătoresc cu tine! Nu te-am cerut de soție? Vai, nu-mi vine să cred! Aveai și un om întreg între dinți? Oh, și e simpatic foc! Bună, salut! Îmi pare bine de cunoștință! O să mai desfac un nasture! Am uitat complet de el! Sunt atât de plictisită! Aș mânca o gustare! Valet? Alo? Am zis, alo? Se pare că sunt pe cont propriu! Stai, ăla e un frigider? Deja-mi revine norocul! Ciac, ciac! Nu pot să mănânc chestia asta! Cine a pus așa ceva înapoi aici? Practic e putrezit! Aș putea să-l rot, nițel? Cred că-mi pierd mințile! Of! Ok! Unde a dispărut? Șoarece! Și mi-a furat gunoiul! Ce bine că mai am multe! Of, te rog, dă-mi ceva să mănânc! O să mor aici! Da, nu-i nimic aici. Poate dacă îmi doresc foarte tare? Ha! Tot nimic! Să mai verific încă o dată. Nu am altă variantă. De obicei îl pun pe asta pe hot dog. Dar azi e o băutură. O băutură foarte caldă. Aici atunci. Oare cât o să dureze până mă cheamă înăuntru? Ah, serios? 300? Și ce număr urmează acum? O să stau aici toată ziua. Sau nu? Ar fi nepoliticos să nu-l înlocuiesc. Dă-l încoace. Nu te stresa. Nu o să dureze mult până ți vine rândul. Ce se întâmplă acolo? Oricum nu pare că ai avea ceva foarte grav. Da, e rândul meu! Iuhu! O să fiu bine? Aoleu! Dă-napoi! Hai odată! Ce se întâmplă? Mi-am uitat poșeta! Găsește-o! Stai puțin! Am găsit-o! Stă bine cu ea! Ai grijă! Ups! Ce nepoliticoși sunt! Oh, nu! Mi-am ratat rândul! Nu, nu-l deschide! E ceva de mâncare aici? Ești doar al meu! Da! Ce se întâmplă aici? Nu se oprește din sunat! O, Doamne! Vai! Cine e acolo? Toate astea pentru mine? M-aș putea obișnui cu asta? Ador merele!
Așa că asta e cea mai gravă lovitură pe care ai văzut-o vreodată? Cum să folosesc cârjele astea? Și care bate al meu? Ce plictisitor arată! Nu pot face mare lucru legat de asta! Știu! Am câteva idei pentru a-l face să arate mai elegant! Mă ocup imediat! Mult mai bine! Avea nevoie de intervenția cuiva cu stil! Wow! Ce mult îmi place! Acum mă simt ca acasă! Poate pot face și eu ceva asemănător? Cât de greu poate fi? Arată și mai rău? Cum e posibil? Nu mai contează! E important să mă simt confortabil! Mă bucur că la nu e patul meu! Ok, ți-am adus o pijama! Nu! Nu suntem un magazin de îmbrăcăminte! Nu-mi pasă! E drăguță, nu-i așa? În niciun caz! Asta e ce trebuie! E drăguță! Da, în sfârșit! Eu de ce nu primesc un halat elegant? Ce grețos! De ce e așa murdar? Fă liniște! Încerc să mă relaxez! Asta e, măcar am primit un pat! Au! Ha, ce ridicolă e! Mă ajuți puțin? Ce epuizant e să faci shopping! Să vezi cum e să car cutiile! Cred că văd dublu! Ce bine e să stai jos și să te relaxezi! Mă dor picioarele îngrozitor! Dar ce pantofi frumoși am! Majordom? Nu vreau să vă mai masez tălpile! Stai, am o idee mai bună! Ok, dar sper să fie genială! Papucii ăștia o să vă ajute, domnișoară! Oh, ce moi sunt! Dar tot mă dor picioarele! Nu-i bai, domnișoară! Mă ocup imediat! Oh, ce bine e! O să vă scap imediat de toate durerile! Am mâini magice! Înainte de toate, așezați-vă confortabil! O să iau ăsta! Îl păstrez drept bonus! Ai zis ceva? Poftim? Nu! Hai să începem cu niște măști calmante pentru ochi! Sunt pline cu suc de castravete! M-aș putea obișnui cu asta! Așa! Cufundați-vă într-o stare de calm! Imaginați-vă că sunteți pe o plajă tropicală! Briza oceanului vă mângâie părul! Scuze, un pescăruș! Făceam atmosferă! Acum o să vă masez scalpul! Extraordinar! Unde te-ai ascuns până acum? Sunt întrebat des asta! Hai să vă scăpăm de stres! Aveți multă tensiune musculară! Cred că e greu să fii bogată! Cred că mi-am terminat treaba! O să păstrez astea pentru mai târziu! Fac o salată! Mă simt complet revigorată! Plăcerea a fost de partea mea! Dar n-ai terminat! Tălpile! Știți că o să coste în plus, da? Sper că știi ce faci! Stați liniștită, știu ce fac! Atâta timp cât sunt plătit, evident! Ia să vedem cum arată degețelele! Stai liniștit, le-am spălat de dimineață! Miroseaua brânză! Ce norocos sunt! Am nevoie de un ulei relaxant! E o rețetă proprie! Da, dacă spui tu! Să începem! Cum e? Pentru asta te plătesc? Mă gâdili! Apasă mai tare! O să merite! Fac orice, domnișoară! Dacă văd și renumerația! Mai tare! Apasă! Se face! Știți exact ce vă place, văd! Ce bine că merg la sală! Parcă aș face sport! Asta-i tot ce poți? Majordomul meu se descurcă mai bine! Poate ăsta o să ți se pară interesant! Vreau să apeși! Îmi plac provocările! Ia să vedem! Fără milă! Au! Vai! Aoleu! Hei! Asta v-ați dorit! N-am terminat încă! Au! Să mă anunț când începi! Începe să-mi placă! Mă doare îngrozitor! Ce-ați spus? Nu prea simt nimic! A, așa deci! Acum e mai bine? Au! Merge! Vreți să continui? Nu, m-am plictisit! Poți pleca! Sunați-mă oricând! Poate mai... Vorbești prea mult! Vă simțiți mai bine, domnișoară? Da, mersi! Știi ce? Sunt prea relaxată ca să merg! Serios? Dar cine e gata? Ia-mă în brațe! Nu e treaba mea să fac asta! Ce greutate! Să nu cumva să mă întrebi asta! Îmi cer scuze, domnișoară! E dimineață deja? Am visat ceva genial! Nu pot lenevi toată ziua, am lucruri de făcut! Ce rece e podeaua! Brr, nu-mi place deloc! Unico, ajută-mă! De ce țipi? Sunt fix aici! Bună! Ce e?
Podeaua e ca un cub de gheață. Și ce vrei să fac eu? Dar am degete delicate. O, ai putea să-mi dai papucii tăi de casă. Par călduroși. Sunt ai mei, dar poate te pot ajuta. Ia să văd. Ce sunt ăștia? Uite, o pereche de papuci de casă. Sunt ce trebuie. Wow, ești cel mai tare, bunico. Ce n-ai? Nu e bine. Aoleu, nu mă pot stabiliza. Ce s-a întâmplat? Mi-aș dori o nepoată. Încalță-te cu ăștia. E o idee mai bună. Sunt cam strânți, dar merg. Dar tot am picioarele reci. Trebuie să le încălzesc. Aș putea folosi hainele alea. Nu cred că bunica o să se supere. Sunt fix ce-mi trebuie. Acum o să am picioarele calde. O să le bag în șlapi. O să țină rol de căptușeală. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Acum o să trag cârpa peste șlap. Abia aștept să-i port. Așa mai vii de acasă. Acum am tălpile calde. Leo are dreptate. E cam frig. Trebuie să mă îmbrac. O să trag un pulover pe mine. Stai, ce s-a întâmplat? Leo, tu ai făcut asta? Ups, nu-mi place cum sună. Mira înapoi! Ce plictiseală! Trebuie să găsesc ceva de făcut aici. Nu am nici televizor. Ce e ăla? Upăiașen? Ce fel de spital e ăsta? Ce face? Vreau să mă distrez puțin. Alo? Da, vreau să urmăresc ceva distractiv. Sigur o să fie interesant. Ai spus cumva că-ți plac baloanele? Serios? Se pricepe. Refă-te că n-ai văzut asta. Ok, poate să devină mai bun. Voila! Și fii atent aici. Impresionant! Comandă-ți și tu propriul clovn. Hei, tu, rezolvă situația. Nu e corect. Oare ce se întâmplă în partea cealaltă? Urmărește cum zboară mingile prin aer și urmează un truc. Ai grijă! Wow, nu se pricepe deloc la jonglar. Hei, m-a turut! M-am săturat de asta. Acum pot arăta lumii ce pot. Vreau și eu să văd. O să-mi îndepărtez degetul cel mare. Ai văzut? E vrăjitorie adevărată. Mulțumesc! Ce tare! Un iepure obișnuit. O să-l bag în joben. Treci aici! Fascinant! Și iepurașul e transformat! Extraordinar! Cum am ajuns aici? Nu-mi vine să cred că nu pot să văd magicianul! Atenție! Voi transforma chibriturile astea cu forța minții! O să spun cuvintele magice! Abracadabra! Ups! Trebuia să se întâmple așa ceva? M-am săturat și de asta. Următorul. Ești gata să cântăm rock? Un concert? Vreau și eu să văd. Poate mă pot strecura pe aici. Perfect! E timpul pentru un solo. Cântă îngrozitor. Ce greu e! Și deodată lucrurile au devenit interesante. Ia să vedem ce se mai întâmplă. Ok, pot să mai rămâi. Am o idee. Cântă în continuare, ești foarte talentat. Rock pentru totdeauna. Îmi place de el și mie. Tu de unde ai apărut? Dispar de aici. Continuă, te rog. Tobele fac zgomot când le lovesc. Wow, serios? Te iubesc.